Am văzut un PNL și un PSD care s-au reunit în USL sau mai grav într-un nou PSN și au votat cot la cot pentru salvarea lui Laszlo Borbeli de urmărirea penală, pentru salvarea lui Varujan Vozgranian de urmărirea penală și așa mai departe. Au votat guvernul, și au împărțit România în două, respectiv în trei, că e și UDMR-ul, prin alegerea primarului într-un singur tur de scrutin. Au făcut legile electorale favorabile și mai ales o mare măgărie care nu s-a vorbit în România la pentru alegerea Parlamentului. Pragul electoral de 5% a fost menținut, dar s-a introdus prevedere specială pentru UDMR, că dacă are 20% în 4 județe și Brășie numele care sunt, intră în Parlament, deci e condiție specială cu dedicație pentru UDMR, aceștia chiar nu ne mai chinuim să mai înțelegem ce au de gând. Așteptăm să vină momentul noiembrie 2016 să plece acasă. Bun, apropo, ideea este alta. Avem pentru prima dată în 26 de ani un precedent care mie mi se pare strigător la cer. La administrația prezidențială nu mai organizează recepția de Zilei Naționale a României, nu se mai marchează cu misiunile diplomatice străine Sărbătoarea Națională a României, ci este un mesaj foarte grav pentru mediul exterior, cum că pentru România nu este importantă ziua reîntregirii, ziua de 1 decembrie, ziua Unirii. Bun,